de toate un popor al lumea. Am răspuns pe apucate, cât să vă cum sunt tavan. Eu iubesc întâi de toate poporul cel moldovean. M-am întors târziu acasă, la măsuța mea de scris, gândul negru mă apasă, nu cumva a fost un vis. Gândul negru mă apasă, să vă frunză, sunt un pai. O întrebare nu mă lasă, noi avem sau n-avem plai? Dacă avem, să-l ținem în minte și să-l judecăm așa. Neamul său cine-și vinde e o cutră, o lichea. Avem plai, avem o cruce care scântă e prin ani. Ștefan Vodă ne conduce, ne păzește de dușmani. Noi cu el, cu Ștefan Sfântul, am ajuns să fim popor și să ne iubim pământul cu trecut și viitor. Pe lume, multe state, țări frumoase, nu-i așa? Între ele, între toate, una-i Basarabia. Onoranți oaspeți, stimate domnule Cărnician, dragi colegi, bine ați venit la Biblioteca Națională. Împreună să inaugurăm o expoziție remarcabilă consacrată sărbătorilor naționale, Zilei Independenței și limba noastră, cea română. Cine dacă nu, care instituție dacă nu Biblioteca Națională, de fiecare dată vine cu un omagiu acestor două sărbători naționale, punând în valoare tot ce are mai sfânt această țară. Patrimoniul național scris, valoros, care ne demonstrează cine suntem, de unde venim și care este geneza noastră adevărată. Și desigur, de fiecare dată avem alături de noi oaspeți și reprezentanța unor institute valoroase care împreună cu noi, de fiecare dată, cu inimă și suflet, în cadrul acestor evenimente. Mă bucur mult că am acesta nenorocit o nouă expoziție care are două segmente destul de importante din istoria neamului nostru și informații pe care se dețin în Biblioteca Națională, fiindcă toate cărțile care sunt expuse aici sunt cărți de patrimoniu. O parte din ele sunt începând de la cazanii, manuscrise și alte tipuri de documente care ne demonstrează geneza noastră ca istoria poporului nostru și în segmentul 2 este geneza limbii, astfel prin, în special, unele publicații prezente aici, editate până la 40, încă o dată ne demonstrează că împreună suntem o țară mare, legat spre limbă, prin neamul suntem un popor. Eu vă salut, vă fericit și mă bucur că ne-am reușit și data aceasta să organizăm o sărbătoare. Alături de noi, astăzi, este doamna Anatol Latășev, artist al poporului, interpret de muzică populară, care vine construită din melodii, tocmai pentru a frumuseța sărbătoarea noastră. Doamna Anatol, vă rugăm frumos! Bună ziua, dragi și ascultători noștri, prieteni, spectatori, sărbătoare doamnă, director și doamne ajută la toată lumea. Eu vreau să vă fericit împreună cu cea mai sfântă sărbătoare, sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, care o sărbătorim pe 28 august și totodată cu independența țărișoarei noastre, cu sărbătoarea limbii noastre și de Domnul ca noi să sărbătorim și să vorbim în limba această frumoasă și dulce. Doamne ajută să trăiți cât de băieți. Prima melodie care am venit eu la noastră, vreau să vă interpretez.
înțelegeți. În amintirea celui care a fost la Dinilia, țării noastre, zvoltării culturii noastre, la Dinilia, graile și vorbii noastre frumoase, în amintirea Marelui Nicolae Solar. Iată-ne în părința Nicolae. Eu cânt pe dumneavoastră, vă susțineți! Amin. Amin.
frumos! Sănătate, frumoasă, preasă și feciorii dumneavoastră, soții dumneavoastră. Și vă doresc un lucru, să vă aduc în viață bună, în El. Și în El pătursul. Să le trăiți. Următoarea melodie este pentru mine și după părerea mea, este ghimnul tațelor noștri. Eu am dedicat această melodie tatălui meu, dar totodată și tațelor dumneavoastră dragi. Mamelor dumneavoastră am scris multe melodii, doi, balade pentru mamele noastre, frații erau nu prea așa și s-a primit că trebuie să mai îi dau această dreptate. Tatăl iartă-ne pe mine. La cei care sunt tați în viață, la cei care sunt în viață, Dumnezeu să-i dă recompensa înainte. La cei care nu sunt în viață, Dumnezeu să-i ierte. Tatăl iartă-ne pe mine. Toți va de pată, Dumnezeu susțineți. Poftim aici. Thank you.
vă mulțumesc frumos pentru dragoste, pentru prezența dumneavoastră. Este un vor. Să trăim cu toții, să murim pe pentru să cu toții pe sănătate. Vă mulțumesc! Pentru prezența dumneavoastră la evenimentul nostru, ne-am amintit de Nicolae Solac, care a meritat cu adevărat astăzi să fie cântat, cel care a ținut foarte mult la acest popor, la neam, la limbă și la istorie. Mă bucur mult că aceste melodii care astăzi au sunat în Biblioteca Națională, cu siguranță, deja sunt o parte a patrimoniului național muzical. Să ne trăiți mulți ani înainte și să reveniți la evenimentele noastre. Să rămânem pe Dumnezeu, a spus că la Biblioteca Națională, eu vreau să vă doresc numai un lucru. De Doamne, să dispară cu utilizarea aceasta și să vină pe la Biblioteca noastră. Cum am mai venit cu Doamne? Doamne, așa că am tomat și cu adevărat, era un ștor capic al Bibliotecii Naționale, în special consulta colecție de patrimoniu în muzică, în anii 90, foarte des, la mână de bibliotecă. Bine, acum, dar și faptul că există computerizare și la distanță poate primi, iată că se supără, vrea să revină înapoi la bibliotecă, deci noi îl așteptăm cu drag atât în colecțiile de muzică, cât și în alte colecții, fiindcă avem ce învăța la dumneavoastră și dumneavoastră la noi. Bine, odată vă mulțumim și vă așteptăm și la alte evenimente. Dragi colegi, cum am menționat anterior, alături de noi este astăzi domnul Cătălin Bordeianu, doctor habilitat, vice-directorul Institutului Cultural Român, Mihai Eminescu de la Chișinău, și îl invităm cu cuvânt de salut și cu felicitare pentru noi. Îmi pare bine că revin aici. Revin cu mare plăcere pentru că în ultimii 30 de ani, cred că un an, doi, trei, cât am primit alte însărcine, nu am fost prezent la manifestările Bibliotecii Naționale. Dar într-o perioadă grea a relațiilor culturale româno-moldave, am suplinit rolul Bibliotecii Naționale a României, conducând Biblioteca Județeană Iași, Biblioteca Gheorghe Arsachi, care a mediat acțiunile culturale, a coordonat donațiile de carte și cred eu că și-a făcut treaba, convingând Fundația Bill și Melinda Gates, atunci când biblioteca a luat premiul acestei fundații pentru un proiect care s-a numit Bibionet, să aducă în Moldova programul pe care vă bucurați astăzi, apropo de digitizare. Acest lucru s-a făcut cu mare efort, să știți, și cu sufletul alături al tuturor bibliotecarilor din România. Eu provin dintr-o familie de bibliotecari, tatăl meu a fost director bibliotecii universitare, mama mea a fost directoarea bibliotecii de drept și nu pot să nu încep gândul meu către dumneavoastră ca cu acela a lui Borges, care spunea că nu mi-aș închipui la eu altfel decât o bibliotecă. Mai mult aș spune eu că o casă fără bibliotecă este o casă fără suflet, dar uite o națiune. Pe lângă omagiul cărții, se cuvine omagiul celor care îl păstrează și l-a aduc în sufletul nostru, acestor formatori minunați care sunteți dumneavoastră, care ați reușit în timp să vedeți cum tot ceea ce ați dat bun către cititor s-a răscumpărat în faptele acestora, în viață, în societate, în lumea aceasta zdrujmată în care trăim. Aș vrea să spun că am încercat să fac și
și o donație am acesta din două apariții care cred eu că încheie frumos sărbătoarea centenarului, și anume raportul statului major la Cartea Română 1916-1919, 5 volume, 6500 de pagini, care se află la, în bibliotecă. Domnul academician veți avea o mare surpriză, văzând un colectiv de elită, de generali români, care și-au găsit sfârșitul la canalul Luna de Marea Neagră, au consemnat în 1940 toate documentele care privesc situația de război și care sunt adunate în aceste volume. Iată, lângă ele, o carte care nu ar trebui să găsească din biblioteca fiecărei familii românești, și anume Proverbele Românilor, ale omului de cultură, ale neobăsitului cercetător Guriuzan, care, în peste 4500 de pagini, adună din toate provinciile românești proverbele, zicerile, citatele celebre din operele cunoscute și necunoscute, care ne-au îndrituit, să spunem, că unii ne-au acuzat că noi n-avem înțeleptul satului, că noi avem prostul satului. Și această magnifică oferă dovedește contrariul, dovedește că înțelepciunea poporului român, așezat în Europa Centrală și de Est de milenii, prin neamurile sale, neamuri care vorbesc o limbă latină pe care cei îndrituiți să o păstreze a ei acasă nu mai au, și care au făcut, prin elementele lor de cultură și civilizație, să dăime ceea ce astăzi numim românește, așa a fost. Vreau să spun încă un lucru despre această expoziție. Este o expoziție importantă pentru că ea arată care este drumul marginii spre întreg și al întregului spre margini. Pentru că asta a fost și asta rămâne în România ca deziderat al existenței sale istorice. Mă bucur să revăd imagini medite și din cronici și din Cartea de Patrimoniu și să mă amintesc cu plăcere și să vă invit și pe dumneavoastră să treceți când veți avea timp prin corpul A al Universității, unde se află una dintre cele mai frumoase biblioteci din lume, după clasificarea Oxford, Biblioteca Universității, care este o locație superbă și care de fiecare dată ne face să simțim că Iașiului a fost, este și va rămâne un oraș cărți. Ei bine, în Sala Pașilor Pierduți, singurul portret care iese din tipare, singurul mare vitraliu care depășește limitele de culoare albastră a lui Sabin Bălașa, este, mă gândeam și la Sinfonia lui Păuța, și care este foarte apropiată despre Ștefan cel Mare, și acest Ștefan cel Mare este într-un râu de stori, reprezentat printr-un galben aurit, iar în spate, într-o hartă imaginară, se văd mai multe râuri. Au fost prileji de despărțire, au fost prileji de unire, dar cu certitudine, faptul că eu vorbesc românește și dumneavoastră mă înțelegeți, faptul că eu vă spun lucruri care sunt de acasă și dumneavoastră le percepeți ca acasă, mă fac să fiu mândru că sunt moldovean.
călătorire înspre a fi moldovean, cu doi mari, cu două mari personalități pe care dumneavoastră le-ați avut aici, care m-aș bucura să fie omagiate separat și care se numesc German Pânta și doctorul Petru Cazac. Aceste două mari personalități ale Unirii au scris la 10 ani după înfăptuirea acesteia câte o carte. În ele sunt consemnate realități de o forță cutremurătoare și situații care dovedesc apartenența fără drept de păcată la tot ceea ce simțea acest popor de la 1600 încoace, necesitatea unirii sale, unirii principatelor sale, unirii comunităților românești și nu a existenței, așa cum o numea și Iorga, a poporului înconjurat de propriul său popor. Dar mai bine așa, mai bine înconjurat de propriul popor, mai bine având în acest cer românesc ambasadorii reali care nu s-au schimbat după vremuri și care au rămas aici, permanent, convingându-i și pe vecinii noștri de un fapt cert. Existăm. Permiteți-mi să dăruiesc bibliotecii această început de colecție care se cheamă Basarabia ieri și astăzi, cu aceste două volume. Mulțumesc, Excelență, cu siguranță și aceste două publicații adresez acea donație care noi deja am ridicat-o la Institutul Românicină și toate împreună sunt parte a patrimoniului național scris, păstrat aici în Biblioteca Națională și cu orice ocazie pus în valoare cititorului și cercetătorului nostru. Dragi prieteni, o invităm la microfon pe Daniela Borlacă, actrisă, regizor la Teatrul Gigi Zavat, cu un recital. Daniela, sunteți aici. M-am pregătit. N-am văzut-o. Bună ziua. E o plăcere să știți în aceste zile mai complicate, nu sunt foarte grele, dar mai complicate, să vin centrul orașului, în una din cele mai frumoase clădiri ale acestei țări și să vezi niște oameni care te ascultă și care vor să-ți spun ceva frumos românește. Felicitări tuturor în contextul zilelor naționale. Vreme trece, vreme vine, toată zveche și nouă tot. Ce e rău și ce e bine, tu te dreagă și s-o poate. Nu spera și nu mai teamă, ce-i vaga vanii trece, de te îndeamnă când te cheamă. Tu rămâi la toate rece. Suntem o limbă care are toate. Suntem o limbă care are toate cuvintele. De bine și de rău. Printre străini spui numai cât se poate. Și doar acasă zici cuvântul greu. Iar noi suntem acasă și stăpâni, acasă noi, suntem la noi acasă. De turbă câinii noștri, dăm în câini. De ciumă în casă, noi dăm foc la casă. Moldova. Moldova, patrie, străbună, vatră de dor, davor roman, cu
poartă prin secole cu lună de sfântă și de suveran. Aici poetul Doina nu zice, și Doina îi fără semănare. Freamă, neamă, neamă, zice, și vin uscarii de apărare. Aici se întoarce Ștefan Bor din cea mai mare bătrânie, și din balare și din oră, părintea neamului să fie. Aici se lasă veșnicia. Aici îi crezi de secoli munca, la Chișinău și Slobozia, la Căpriana cea de lângă. Frumoasă pasăre, măriasă. A fost mereu. Și va rămâne mândria noastră. Slava noastră, nădejdea în ziua cea de mâine. Nici un păcând venit de iurea nu va putea să o împartă. Și se va ridica pădurea și va lovi cu moartea în coadă. Ave soare, cât de lungă fel de graduri. E Moldova noastră cheie, de la poarta la lume. Vreme vine, vreme trece. Toate zic și rău toate. Cei rău și cei bine tu te întreabă și socoate. Nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte. Te-o întrece la tărâi de a fi cu stea în frunte. Te-au mânat că dau reale și de trânciță să plânce. Nu te prinde în urtovaraș, ceva în cavalul trece. De la timp să feri mânături, de culesc să taci din gură. Ce mai vrei cu atare sfatul dacă știi al lor măsură? Zică toți ce pot să zică, treacă lumea și nu trece, că să nu trece și nimic. Tu rămâi. Privitor ca la teatru, tu în lume se te închipui, joace unul și pe patru, totuși în cinchi. Și de plângere se ceartă, tu în colț, pătrăci în tine și înțelegi din al lor arată ce-i rău și ce-i bine. Vreme trece, vreme vine, vreme vine, vreme trece. Vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouă. La mulți ani, Moldova! Mulțumesc! Dragi prieteni, familia academicienilor Ieșanu, eu așa zic de fiecare dată, doamna academician, doamna Valentina, rugăm frumos, treceți aici la telefon, familia Ieșanu, de fiecare dată, stimată doamnă director, Elena Petelei, dragi bibliotecari, onorată asistență, chiar în asemenea împrejurări complicate de pandemie, iată ne adunați la o frumoasă festivitate organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în care este lansată o expoziție e carte dedicată sărbătorilor noastre naționale, independența Republicii Moldova și mare sărbătoare a limbii române, declarată cu atenție de acolo peste 30 de ani. Doamna directoare, spune că aici eu sunt în bibliotecă de 50 de ani. Și am rămas în această bibliotecă, în mijlocul acestor cărți. Aici am învățat, am format, am devenit cine am devenit și continuu să învăț în întreaga bucăție spirituală creată de
de toți predecesorii noștri din atâtea secole în urmă. Și vreau să spun ce cărțile care se expusă în această expoziție. La Nenu și Grigori Urechi și Lăustin și Ioane Cruci și Cazania, cum îi spusă Lăustin, de fapt se numește carte românească de învățătură. Și iată, aceste cărți de timurie care au format gândirea, cultura, istoria noastră scrisă pe ticurile sovietice, cartea românească de învățătură, nu era numită Cartea Românească de Învățătură, numai Cazani. Iar cruncile noastre medievale erau truncheate și scoase secvențele unde Grigori Urechi spunea, de exemplu, că suntem de la râm, de dragi, că suntem români cu tot sau altul, cei de Transilvania și din țara românească. Și că pământurile acestea au fost jăbuite de atâtea ori, nu numai de turci de tari, dar și de cazaci veniți de Ierusalim. Iar aceste momente erau omise în aceste cărți. Iar abia după independență, ori dacă apelam la vechile ediții de cronici, atunci vedeam că adevărurile noastre sfinte sunt ascunse de popor, de noi studenții, de noi intelectualitate și așa. Iar astăzi nu trăim în clipe când ne bucurăm de libertate, de libertate de gândire, de exprimare. Și desigur că spre aceste clipe am pășit cu greu. Eu țin minte anii 60 când am venit în Chișinău. Deci eu foarte rar auzeam vorba românească. În afară de aceasta, vreau să vă spun că totul era în limba rusă, la facultate în limba rusă, la bibliotecă tot se vorbea în limba rusă, așa că la academie se vorbea în limba rusă, la guvern în limba rusă, la desigur. Desigur că ceea ce s-a produs în urma mișcării noastre de liberare națională, revenirea la limba română, la alfabetul latin, al nostru, al limbii noastre, a fost o răsturnare cardinală, radicală, în istoria noastră. Și desigur că noi îi cinstim cei care au pus umărul la această mișcare de liberare națională și ne-au adus nouă celor de azi să ajungem la sărbătorim asemenea mari sărbători. A rupe din Imperiul la Răsărită, din Uniunea Sovietică, să devenim statul independent, dar aceasta s-a făcut cu mare dificultate și cu mare jertfă. E sigur că neo-imperialismul încă mai visează să-și reconstruiască imperii. Și desigur, noi trebuie să fim vigilenți și să permanent să vedem la independență și suveranitatea Republicii Moldova. Și să nu uităm că suntem aceeași cultură, aceeași istorie, aceeași limbă cu România și că numai împrejurările ne-au dedicat să ducem la bun sfârșit ceea ce a fost gândit această mișcare ca la urmă să încheie cu un rezultat de reîntărgire a națiunii, ca să spun așa. Desigur că cei 29 de ani care avem de la independență și se pare că peste 30 de ani când s-a adoptat de legea cu privire la trecere la limba română și la grafia latină, au dat și anumite rezultate lucrătoare. Eu aș spune, în acești 30 de ani s-a format o nouă intelectualitate creatoare. Avem mari scriitori cu opere fundamentale elaborate în acești ani. Avem oameni de știință, importanți, cunoscuți, recunoscuți întreaga lume. Avem mari muzicieni, compozitori care sunt recunoscuți în toate nereale locurile, mari formațiuni de cultură. Cei ce nu mai avem, din păcate, noi încă nu avem asemenea în apropii, încă nu avem o clasă politică care, bine, formată, legată,
care să-și asume responsabilitatea. Reformelor care mari. Din păcate, chiar dacă am deschis un asem, Academiei de Studii Economice, dacă avem atâtea facultăți de economie și de alte domenii, de acestea, de jurisprudență, de facultăți, nu avem. Nu putem să zic că avem justiție corectă, nu avem politicieni care să ardă pentru țară. Nu avem dânți sau pintă care să reformeze din temelii și să deschidă cale spre dezvoltarea economică a țării. Cu adevărat, european. Desigur că ei sunt mari în care integrării noastre europene, a integrării noastre în cultura românească, definitiv și irreversibil. Dar noi nu trebuie să pierdem speranță. Trebuie să continuăm zi de zi să muncim, să creăm, să muncim, să producem, să ne manifestăm ca popor prin cultură, prin activitățile noastre și să sperăm că vom ajunge și vom atinge idealurile noastre naționale. Poate în tine vreau să vă spun că echipurile sovietice, Biblioteca Națională, cum era tăcea, nu se organiza o manifestare culturală, nu se organiza, ca să spun așa, întâlniri ale scriitorilor, oamenilor de știință, totul tăcea. A intrat în biblioteca, a ieșit în sala de lectură, cum a dat niște cărți și acolo atât. Patrimoniul nostru cultural de până la 1940, de la până la 1918, era interzis. Nu era fișiere biblioteci naționale. Nu era. Eu se comandă ediția Cronica Lugrechii, de exemplu, în 1916, sau de Cronice României, ediții Cogălicianu, nu știu, nu era. Undeva, totul i-a pus în urmă. După anii Mișcării de Liberare Națională, Biblioteca Națională s-a alăturat Mișcării. Aici se organizau manifestări culturale, naționale, victorizirea conștiinței naționale și această ștafetă a fost preluată de ea directorul, de fapt directorul Alexei. Și acum, în ultimii ani, e doamna Elena Mitrei, care ridică la alte înălțimi sau alte nivele de cultură, înscriind Biblioteca Națională între centrele și forurile de cultură, dintre cele mai importante în Republica Moldova. Dă, aș spune, turul unor mari pe manifestări de cultură, în jurul cărora se adună oameni de știință, oameni de cultură și prin aceasta ca să spun, promovează valorii naționale, promovează tot ce avem născut, limba, cultura, conștiința națională, fiindcă și cartea națională. E sigur că noi suntem copii și educați în baza întregul patrimoniu cultural, spiritual, mondial, universal. Dar, e sigur că, în primul plan, aceste formațiuni naționale, dacă nu vom porni de la ce a creat, au creat strămoșii noștri, nu vom putea înțelege întregul patrimoniu cultural, universal. Și la temelia acestei formații intelectuale stă cartea. Fără carte, noi nu suntem necesari. Trebuie promovat cartea, trebuie învățat, trebuie permanent de răsturnat în munți de cărți și de venit cu idei proaspete care să renunească suflul acestui popor atât de corosit, aflat încă la mari încercări în aceste teorii. În idee, vreau să invit pe toți cei care sunt prezenți, poate cei care nu vor auzi pe intermediul unor altor mijloace de informare, să revină la carte, să vadă această expoziție, să se inspire, să citească, să deschidă cărțile. Iar în
înainte de izbucnirea pandemiei, am lansat la Biblioteca Națională 6 volume opere ai primitii pandemiei. Întâncare, vă spun, pentru prima dată se editează la noi, la Chișinău, Editura Știința, Istoria Imperiului Roman, Cronicul la Vechime Romanul Moldovaic, alte opere pandemiei, care practic erau interzise. Cronicul la Vechime Romanul Moldovaic, în care Vinicica Dimitri promova unitatea românească, în profitatul ăsta acolo de drepte, era invocat interzis. Acum, o avem invitată la Chișinău, vă rugăm, dragi scriitori, inspirați-o, căutați-o, citiți-o și dețelea vă spune pe acest neformat de multe secole pe citimeleaturi, că am devenit cultură, națiune, spiritualitate datorită efortului pe care au depus să întâlnă cu pot și prin înțelepciunea cărții a generațiilor noastre. Încă o dată vă aduc fericită cu ocazia marii noastre, marilor noastre sărbători naționale și doresc atât colaboratorilor bibliotecii naționale, cât și tuturor celor prezenți, dar și celor poate care mai auzit din cele și mai spune noi, mulți ani, sănătate, bucurii, succese și de fiecare dată să ne întâlnim în jurul cărții, în jurul înțelepciunii cărții și pentru aceasta vom ne întâlni. Vă mulțumesc de mult! Domnule Grigian, îl mulțumim mult pentru dumneavoastră și cuvinte frumoase aduse în adresa Bibliotecii Naționale, instituții care în anul 1991 a îmbrăcat această haină din Biblioteca Națională a Republicii Moldova, grație hotărârii emise de către Marele Ion Umbreanu. El a venit cu această inițiativă și o încercare grea în perioada aceea și totuși iată că nouă ne-a reușit în această perioadă de 30 de ani ca să adaptăm o bibliotecă de stat Fuchscaia, să o aducem și în continuare noi chiar uneori luptăm pentru ca Biblioteca Națională să intre în elita bibliotecilor naționale ale Europei. Avem o susținere de la partenerii noștri psihotari, în primul rând la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Națională, Bibliotecii Naționale special din țările Baltice, a Poloniei, a Cehiei, a Austriei, dacă zic mai multe biblioteci naționale de lume pe care noi astăzi ne susține și Biblioteca Națională. Biblioteca Congresului Statelor Unite, prin parteneriatul care le avem și prin cele proiecte realizate împreună. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru participare și sunteți alături de noi la acest eveniment și noi împreună vă dorim multă, multă sănătate, realizări și cărți noi, publicații noi, care urmează să fie la fel lansate aici, în Bereții Bibliotecii Naționale, alături de oameni dragi. Dragi prieteni și colegi, astăzi avem alături de noi de la Liceul de Creativitate și Identică Prometeu Peim. O invităm la microfon pe Dulcinela Florenția Hâncu cu cântecul Satele Moldovei. Bună ziua tuturor! Astăzi voi interpreta piesa Satele Moldovei mele, muzică și text, Iulie Bădin. Oh.
construcția acestui viitor, fiindcă de voi depinde foarte mult. Și aici mai completez, o să completez pe domnul academician, când ne-a îndemnat la lectură și la carte, suntem în anul lecturii, îndemn și eu tânăra generație să se înscrie la bibliotecă și cu siguranță aici vor găsi toată literatura de care au nevoie. Deci, următorul participant al evenimentului este Imonel Grodan cu cânticul Basarabia, la fel, elev al liceului de creativitate și inventică Prometeu Primul. Să dea Dumnezeu sănătate și...
cântăm evenimentul cu versul de Grigore Vieru, doi martiri ai neamului, nu putea să fie altfel, pentru că ei sunt prezenți alături de noi în Biblioteca Națională prin întreaga operă pe care au reușit să o lase nouă celor care trebuie să ducem mai departe aprinsă acest timp de a lupta, de a dezvolta această țară, acest pământ spre un ideal, spre unire. Eu doresc foarte mult să mulțumesc colegilor de la Biblioteca Națională, în special serviciul de marketing, ghidat de doamna Dina Drațun, doamna Veronica Boș, pentru bună organizare acest eveniment. La mulți ani, țara, la mulți ani, poporul.